Numele meu este Adela Spunu. Eu vreau să vă vorbesc astăzi despre roluri și etichete și vreau să încerc să răspund prin prezentarea mea sau speech, încerc să-l transform în speech, la două întrebări pe care nu știu câți dintre noi ni le punem. Cine sunt eu și ce sunt eu? Am făcut un sondaj de opinie printre cunoscuții mei și le-am pus aceste două întrebări. Răspunsurile au fost ceva de genul: mă numesc X, am vârsta Y, profesia economist, contabil, whatever ce e fiecare, și mă rog, diverse hobby-uri, tot felul de chestii. Ok, bun, și cine ești tu în final printre toate chestiile astea? Ca să nu mă bâlbui și să nu uit, eu mi-am făcut o fițuică cu cine sunt eu și ce sunt eu, rolurile mele în rolurile și etichetele care mie îmi sunt atribuite. Din punct de vedere familial, avem toate gradele de rudenie pe care nu e cazul să mă mai apuc să le înșir. Să vă dau exemplu gen soră, mătușă, verișoară, vecină și mai știu eu ce, viitoare soție și mamă. Din punct de vedere profesional, aici am chiar foarte multe etichete. Sunt inginer, sunt trainer, sunt terapeut masseur, sunt consultant wellness. Wow, deja sunt prea multe, mi se par și mie multe. Veselă, sociabilă, volubilă, frumoasă, perfectă. Sunt și astea. Dar cine sunt eu în final? Toate aceste atribute de care tocmai v-am spus sunt rolurile pe care eu le joc în societate și etichetele pe care mie societatea mi le-a pus. Dar cine sunt eu în final? Eu sunt toate acestea și nu sunt de fapt niciuna. Eu sunt iubire, eu sunt respect, eu sunt pace, eu sunt fericire, sunt abundență, sunt liniște interioară, deși momentan am niște emoții de nu mai pot. Încerc să mă liniștesc. Adevărul este că revin în fața voastră cu un speech după o perioadă de absență și mă simt că m-am înroșit toată. Dar mai mult de atât, eu sunt aici și acum, pentru că de fapt singurul moment pe care noi îl avem este momentul de aici și acum. Trecutul a fost, avem astăzi un trecut comun, cele două ore aproape de când suntem cu toții aici, iar viitorul este doar o serie de probabilități în final. Pentru fiecare din noi, viitorul care începe cu secunda următoare și continuă, pentru mine poate să însemne o ședință de machiaj după public speaking, poate să însemne o vizită la bunica, poate să însemne o relaxare la un film de seară, dar sunt probabilități, pentru că în momentul în care eu mă voi așeza pe acea canapea după ce îmi termin discursul, voi primi un feedback, voi mai asculta alte speech-uri interesante, voi mai interacționa cu voi după aceea și nu mai știu, urmează să văd. Dar atunci când noi ne pierdem în a ne planifica, apropo de ce spunea Alina, planificarea este foarte bună, sunt perfect de acord cu tine, dar atunci când planificăm, ne planificăm timpul și ziua la minut, riscăm să ne pierdem în acele planuri și să ne pierdem pe noi la un moment dat. Deci, cine sunt eu și ce sunt eu? Eu sunt aici și acum. Mulțumesc!